Vreau să trecem puțin mai mult la politică. Am discutat și de politică, dar și de planul financiar. Vreau să vă întreb cum comentați scandalurile din ultima perioadă. Am văzut un Nicușor Dan care dorește să candideze și este bruiat pur și simplu în conferințe, în spațiul public. Vreau să vă întreb cum ați văzut dumneavoastră aceste scene și cum le comentați. Nicușor Dan este candidatul susținut nu doar de Partidul Național Liberal, ci și de alte forțe politice care astăzi sunt în opoziție în București față de administrația dominată de Partidul Social Democrat. PSD are astăzi primarul general și 6 primari de sectoare și exceptând sectorul 1, acolo unde în Consiliu există o majoritate PNL-USR, care mai blochează anumite proiecte nepotrivite pentru cetățenii sectorului 1, în rest, în toate celelalte sectoare, PSD are și majoritatea în Consiliu, nu doar primarii de sector. Și vedem după 4 ani de mandat PSD în capitală că lucrurile s-au deteriorat foarte mult în ceea ce privește traficul, în ceea ce privește poluarea, în ceea ce privește infrastructura de sănătate, banii folosiți de multe ori nejustificat, alte ori cu foarte multe semne importante de corectitudine și de transparență de cheltuire pentru acești bani. Spunem că merită să ne unim forțele în București pentru a pune capăt administrației PSD-iste și pentru a face cu totul și cu totul altă administrație. Decizia conducerii Partidului Național Liberal a fost ca pentru Primăria Capitalei să se susțină candidatura lui Nicușor Dan, nu pentru că PNL n-ar fi avut în interiorul său candidați cel puțin la fel de buni, vă dau exemplu Rareș Bogdan, cu siguranță ar fost un candidat extrem de bun și extrem de redutabil, dar poate că s-a considerat că un candidat din afara Partidului Național Liberal ar avea șanse mai mari să obțină și sprijinul altor forțe politice. Pentru că există între forțele politice uneori și anumite orgolii, anumite interese, o anumită competiție, chiar și între noi care ne luptăm cu PSD-ul, dar care fiecare partid încearcă să obțină un scor cât mai bun sau un număr cât mai mare de consilieri, de mandate de parlament și așa mai departe. Am văzut că Nicușor Dan a început o campanie, a început să atace actuala administrație, personaje din actuala administrație, pentru că, mă rog, nu a fost asumat neapărat de primarul general, dar evident viceprimarul sau anumite firme care gravitează în jurul actualei administrații și care poate, chiar dacă nu recunosc, au un oarecare gir politic de la PSD, de la nivel central și nivelul Bucureștiului, au încercat să boicoteze, să împiedice. Eu cred că bucureștenii au văzut că acest gen de comportament e un comportament care nu poate fi tolerat și mă aștept ca el să fie sancționat la vot. Este o ultimă întrebare legată de scandalul cu dintre Nicușor Constantinescu, între Nicușor Dan și Gabriela Firea. Este în ajutorul lui Nicușor Dan aceste, nu știu, nici nu știu cum să le zic, impedimente puse ba de viceprimarul Bădulescu, ba de șoferii ale firmelor de salubrizare. Este în Nu avantajul cred că lui. e neapărat în avantajul lui sau în sensul că nu asta și-a dorit. Evident, Nicușor Dan a vrut să arate niște lucruri grave care s-au petrecut în București, anumite nerealizări și ca să fie cât mai sugestiv, a mers în anumite zone ale Bucureștiului care nu arată ca și cum ar fi partea unei capitale europene a anului 2020. Pe de altă parte, sigur, cred că acest comportament, așa cum vă spuneam, va da de gândit unor bucureșteni care astăzi sunt nehotărâți și care n-au cum să, aceste comportamente n-au cum să fie apreciate de bucureșteni, pentru că până la urmă vorbim de împiedicarea, încercarea de a împiedica un candidat, un om politic, de a spune punctul de vedere, anumite intruziuni care sunt mai degrabă de Maidan decât de politica europeană a unei țări care se dorește a fi europeană. Vreau să vă întreb și despre alianța PNL-USR Plus, o alianță de bun augur. Ați aștepta și alte partide să vină în cadrul acestei alianțe? Există discuții avansate cu PMP, așa cum, evident, multe forțe din societatea civilă
pot să se alăture sprijinind candidații comuni ai partidelor acestea în București sau în țară, dacă se va mai întâmpla acest lucru și în alte părți din țară. Probabil că la Consiliu vor fi liste separate, fiecare va merge cu lista sa de consilieri și apoi se va încerca să facă o majoritate pentru trecerea unor proiecte, pentru buget, pentru alegerea viceprimarilor, pentru anumite modificări în organigrama primăriilor, dar orice partid care vrea să vadă încheiat administrația PSD oriunde în țară și vine într-o astfel de alianță, susținând candidați cu șanse, cu profil moral bun, dar și cu expertiză, pentru că e important să existe și expertiză și oarecare experiență și în administrație și în zona politică, toate aceste demersuri sunt binevenite. Vreau să vă mai întreb o ultimă întrebare. De ce nu este posibil ca și în alte județe să vedem această alianță? Mă refer aici la Constanța. PMP-ul nu... Credeam că vă referiți la Constanța, sigur. Da. Fiecare pare a purta ambiția lui și a nu gândi într-o imagine de ansamblu, așa cum ați prezentat-o și dumneavoastră mai devreme. Vreau să vă întreb dacă știți de ce nu se poate realiza o astfel de alianță sau, dacă se poate, în ce condiții? Am urmărit puțin discuțiile la nivelul municipiului Constanța. Sigur, vorbim de două personalități locale, dar cunoscute și la nivel național, domnul senator Chițac, domnul Stelian Ion, dacă nu mă înșel, candidatul USR. Clar că nu e simplu de găsit o soluție. Pe de altă parte, toate sondajele de opinie, toate cercetările sociologice, dacă vreți chiar rezultatul de acum 4 ani, acolo unde domnul senator Chițac a fost foarte aproape atunci, doar susținut de PNL, fără să fie și alte forțe în sprijinul domniei sale, să câștige primăria Constanța, i-ar da domniei sale oarecare preemțiune, oarecare avantaj în a fi cel care ar avea cele mai multe șanse în lupta cu administrația PSD. Și din ce am văzut, acesta este și punctul de vedere al colegilor mei. Am văzut o declarație a colegului și prietenului meu, Septimiu Bourceanu, pentru că îl știu de ani de zile din organizația de tineret. Sunt și alți colegi din filială care s-au exprimat în aceeași direcție. Nu vreau să intru mai mult în discuții, pentru că sunt colegii mei și nu vreau să interferez. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie făcute eforturi pentru ca să existe și să se realizeze o alianță. Altfel, în sistemul de vot dintr-un singur tur, cei care sunt astăzi în funcții publice au prima șansă să continue să conducă comunități, chiar și în situații în care rezultatele modeste din ultimii ani nu i-ar recomanda pentru a continua mandatul. Eu vreau să vă mulțumesc că ați acceptat invitația astăzi alături de noi și să vă urez mult succes în activitatea dumneavoastră și să ne reprezentați cât mai bine țara noastră în Parlamentul European. Și eu vă mulțumesc și numai bine, salutări Constanței, salutări Constanțenilor.